Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore la Acum TV. Este miercuri și alături de noi este primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, domnul Ștefan Șilochi. Bună ziua, domnule primar, bine ați venit la noi. Bună ziua, bine v-am regăsit. Începe emisiunea prin a vă mulțumi. Știu că zilele acestea am vorbit cu foarte mulți primari, toată lumea este foarte ocupată, suntem foarte preocupați, nu vrem să transmitem mesaje alarmiste, dar trebuie să rămânem în continuare informați, bine documentați și vorba aceea să ne informăm doar din surse oficiale. Dumneavoastră sunteți o sursă oficială, motiv pentru care vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat. Știu că ați fost așa contra cronometru zilele acestea. 0334 405 708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Nu uitați că așteptăm telefonul noastră. Domnule primar, sunteți o sursă oficială. A început, să zicem, așa o debusoladă, o degringoladă. Au fost multe ședințe. Oamenii au surse multiple de informare, nu din cele mai corecte, multe. Care ar fi mesajul sau cum începem această emisiune? Aș dori să... Legat de coronavirus, da, bineînțeles. Sigur, aș dori să rog cetățenii orașului Târgu Ocna și nu numai să dea dovadă de responsabilitate, de solidaritate și de echilibru. Nu trebuie să intrăm în panică, dar trebuie să fim oameni cumpătați și să vedem lucrurile cu mare atenție. De noi depinde dacă trecem mai ușor sau mai greu această perioadă. De aceea rog cetățenii care cunosc persoane care au venit din străinătate și care nu s-au autoizolat sau ies pe stradă să anunțe la 112 și aș dori să informez care este procedura, pentru că se găsesc tot felul de persoane care încearcă să-și aroge anumite calități, să vină cu informații uneori distorsionate și sigur că cetățeanul nu știe ce să mai creadă. De la intrarea pe teritoriul României, cei care vin din zone roșii sau galbene primesc acel formular la graniță, cei care vin din zone roșii intră direct în carantină, în locuri foarte bine stabilite, cei care vin din zona galbenă se autoizolează. Nu pot să vă dau numărul exact, nici numele lor, pentru că sunt date cu caracter secret. Nu pentru că noi nu am avea controlul, dar pentru faptul că trebuie să înțelegem că acele persoane nu pot fi făcute public, numele lor și datele lor. Dar aceste date se cunosc foarte bine de către Direcția de Sănătate Publică, care monitorizează data la care a început autoizolarea, data la care trebuie să iese din izolare și sigur că acolo unde sunt suspiciuni, ei, cei de la Direcția de Sănătate Publică, hotărăsc analizele care trebuie făcute, verificările care trebuie făcute. Noi suntem anunțați să mergem la persoane care, la fel, anunță Direcția de Sănătate Publică că nu pot să-și asigure produsele necesare pentru traiul zilnic. În aceste condiții, noi suntem sunați și astăzi am fost sunați, se deplasează din primărie persoane de la asistență socială, merg, discută și încercăm să alimentăm cu ce e nevoie, în special alimente, aceste familii. Deci rog pe cei care cunosc și asemenea cazuri să ne anunțe și noi vom lua toate măsurile să încercăm să ajutăm aceste familii care nu au pe nimeni, nu au aparținători și nu au cum să rezolve această problemă, pentru că cei care au familii, să nu intrăm în extrema cealaltă, să... ceea ce să profite de această situație, ei pot să meargă să-și cumpere produsele necesare. Sigur, cunoașteți măsurile care s-au luat la nivel național, starea de urgență și apoi celelalte hotărâri care s-au luat cu închiderea unităților, cu restricționarea anumitor, să spunem, drepturi constituționale. Pentru că în stare de urgență se limitează și dreptul la circulație, se limitează și dreptul de proprietate, adică cei care trebuie să înțeleagă acest lucru, se interzic grevele, adică se poate un pic cere mai mult
cetățenilor decât în condiții normale. În ceea ce privește primăria, că aici este important, urma să vă întreb, mă scuzați că vă întrerup, urma să vă întreb, să o luăm etapizat. Am văzut că ați ținut situația sau ați încercat să țineți situația sub control, ați ținut în permanență contactul direct cu instituțiile, cu unitățile, să zicem, de învățământ din localitate, adică a fost o colaborare de la bun început. Zilele trecute ați făcut, mă scuzați că vă întrerup, zilele trecute ați făcut o ședință a Comitetului Local pentru situații de urgență. Una din multe, că nu i-am fost prima. Avem imagini de la aceea și o să discutăm ușor etapizat, dar și ce discuții sau ce întrebări au ridicat directorii care au fost prezenți la acea întâlnire, domnule primar. Da, noi am avut în data de 28 februarie prima ședință, am stabilit atunci ce avem de făcut, în data de 11 am avut a doua ședință și hotărârea am dat-o spre publicare, ea să știe ce decizii s-a luat acolo. Sigur, am avut întâlnire și cu toți preoții, am avut și întâlnire cu societăți din oraș, pentru că în urma discuțiilor avute cu ei a rezultat acea hotărâre pe care noi am dat-o. Am ținut cont de ce ni s-a cerut. Astăzi s-au făcut școlile toate din oraș, au fost Igienizate. S-a făcut această dezinfecție cu o firmă specializată. De ce am făcut numai astăzi? Pentru că firma este foarte ocupată în această perioadă și noi am dorit să facem cu o firmă specializată, că așa puteam cumpăra un aparat și cu soluții. Și cu personal care... Da, cu personalul care l-avem. Dar am făcut acest lucru cu o firmă specializată care să-și asume și răspunderea pentru tratamentul pe care îl fac. Și ați văzut toate băncile din oraș, parcurile din oraș, biblioteca, bisericile au fost făcute astăzi. Mâine se vor face blocurile ANL, scările de pe blocurile ANL și rugămintea mare este să cei care locuiesc acolo să ajute, să dea sprijin în sensul că nu mai pot circula în acea zonă o perioadă de 2-3 ore până când se termină această lucrare care se va face acolo. Facem la ANL pentru că ele sunt în domeniul public. Nu putem face la celelalte blocuri pentru că sunt private și numai la solicitarea asociațiilor de proprietari sau a cetățenilor putem face acest lucru. Acolo directorii au luat mai multe subiecte, să zicem, în discuție. Bine, multe au fost și legate de faptul că cine îi anunță, de exemplu, dacă ar fi continuat școala. Oamenii au fost, am înțeles, destul de rezervați, comunicativi și au spus toate ofurile. De altfel, ați avut o întâlnire și cu preoții, am văzut, adică ați încercat să extindeți. Am avut și cu preoții înainte de ședință, am avut și cu pastorii de la celelalte culte, la fel am discutat și acolo unde s-a cerut ajutorul, noi am dat soluții de dezinfectat, însă și la școli. Nu este singura societate, au fost școli care își fac singure, ca o contract. Corect. Cu firme, deci nu am impus noi o firmă, noi doar ce am venit în sprijinul unităților care ne-au solicitat acest sprijin. Cu aceste lucrări care le-am făcut, cu observațiile pe care le facem în colaborare cu poliția și cu jandarmii, încercăm să menținem în oraș o situație normală și noi sperăm să trecem cu bine prin tot ceea ce se petrece acum. Sigur, astăzi am fost și eu în oraș, am constatat totuși un lucru și va trebui să vedem cum facem. Sunt câteva grupuri de persoane care se deplasează prin oraș fără ca să aibă un scop anume. Și aici trebuie să vedem exact cum putem să nu mai stea prin fața magazinelor, prin părculețe. Sigur, sunt foarte puțini, dar sunt asemenea persoane și de aceea rog și cetățenii orașului când trec și constat aceste, văd aceste persoane care stau așa fără un scop anume să ne anunțe. Celelalte magazine le-am anunțat, știau și ele și au făcut program, a zis, se intră și la farmacii și la bănci, câte o persoană, fiecare s-a conformat noilor norme, noilor reglementări. Norme, sigur, și situații de urgență care este dat acum.
Pe toate, în toate mediile de informare, domnule primar, s-a făcut apel la cei care știu persoane care, să zicem, nu respectă carantina, nu respectă izolarea la domiciliu. Nu o să vă întreb dacă sunt în Târgu Ocna, dar zic că pe toate mediile s-a făcut apel, dacă știu, să se anunțe. Eu rog cetățenii care cunosc persoane care sunt obligate să stea în carantină, că au venit, să anunțe la 112 sau să anunțe pe noi la primărie și noi ne ocupăm de aceste persoane să poată fi înregistrate la Direcția de Sănătate Publică. Dumneavoastră știți, aveți, nu o să vă întreb, am zis, nici număr și nici identitate. Nu, știm, aveți exact. Evidențe. Da, Direcția ne transmite, Direcția de Sănătate Publică ne transmit nouă numele, prenumele și adresa persoanei care trebuie să fie în izolare la domiciliu. Dar verificările le fac Poliția Națională cu DSP-ul? Sigur, face Poliția cu DSP-ul, întreabă și pe noi ne trimit atunci când sunt ajutoare, mai mult aici ne trimit să ducem alimente acolo unde nu se pot deplasa. Și vedeți că tot deși ține evidența, că e foarte important. Avem peste 10 persoane care au și ieșit. Uitați că aici pot să spun numărul. Au fost în autoizolare și i-au ieșit în regulă. De acord. Așa. Și erau discuții când, cu o zi înainte, după, sigur, Direcția de Sănătate Publică ne-a transmis clar, mai au o zi. Da, rugați-mi să se pună imagini de la ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență de la Târgu Ocna, dar am depășit deja momentul. A fost la prefectură o întâlnire, domnule primar, cu toți colegii primari din județul Bacău. Au fost în două săli separat, tocmai în ideea pentru a nu se întâlni și a atinge numărul. Avem imagini de aici. Doamna subprefect, domnul subprefect, în imagine o să apară domnul Chestor Oprișan, este șeful IPJ. Aici ați luat în discuție o serie de probleme. Da, am ridicat eu aici o problemă. Sigur, și ceilalți primari au ridicat. Bine, da. Dar eu aici am ridicat problema ce facem cu primăriile. După părerea mea, primăriile acum trebuie să funcționeze, să spun așa, la capacitate maximă, chiar dacă intrarea persoanelor din oraș sau din altă parte care doresc să intre în primărie se fac în anumite condiții cu... O să vorbim și despre cum ați restricționat accesul în primărie pe două uși laterale, da. Vorbim că e important. Dar asta am făcut-o pentru sănătatea cetățenilor care vin, pentru că cei din primărie sunt toți prezenți la locul de muncă și primăria funcționează cu toate birourile pe care le avem în organigramă. Noi am făcut acest lucru și am asigurat cetățenii care vin să nu aibă probleme și sigur că am asigurat condiții să trimită, deci prima dată ei pot să trimită toate documentele pe adresele care le avem noi, pe mail, să dea telefon, să informează prin telefon cu tot ce au, pentru a reduce numărul lor. Și sigur că dacă nu se poate rezolva problema așa, atunci la cei care vin în primărie avem accesul pe două uși laterale, unde există un funcționar care dă relațiile necesare. Și dacă este nevoie să meargă la un birou sau să vină unul din funcționari, sigur, vin și vorbesc și încearcă să rezolve problemele cu care au venit cetățenii. O să vă întreb ceva. Astăzi am fost în Târgu Ocna și am văzut că ați dezinfectat, ați spus mai devreme, locurile de joacă, mobilierul urban. O să vă întreb ceva, avem și imagini și o să rog colegii să dea drumul la imagini. O să vă întreb ceva așa, abrupt și drept în față. A fost o comandă politică la cineva? Pentru că am văzut pe anumite rețele de socializare că, uite, domnule, noi am făcut apel și că, uite, că am reușit să facem treaba asta. Știți, asumarea asta politică a unor măsuri normale și firești. Nu știu dacă mai e loc acum de politică. Eu cred că eu invit pe toți cei care, toți liderii de partide să vină, să dea o mână de ajutor și este momentul acum să demonstreze ce pot să facă pentru cetățenii orașului. Așa că discută. Nu mai facem politică acum, nu? Nu mai facem politică și nu, n-am făcut la nicio comandă. Noi am avut am stabilit în Comitetul de Situații de Urgență, până am făcut achiziția cu firma autorizată și astăzi a fost programată de săptămâna trecută ziua în care se face dezinfecția. Adică n-ați decis-o nici dumneavoastră, ci firma. Nu a zis în ziua X pot. Exact. Și cum să... Noi avem Comitetul pentru Situații de Urgență care ne întâlnim și acolo luăm deciziile. Nu putem să le luăm așa chiar după fiecare. Noi ascultăm toate părerile de bună credință a cetățenilor orașului, însă dacă cineva încearcă să-și asume anumite merite în această perioadă, este urât din partea lor și nu cred că este frumos și normal. Să vină să intereseze exact la sursă și dacă vor să
facă voluntariat, îi așteptăm, sunt acțiuni care trebuie făcute. N-a venit pentru bătrâni? N-a venit de la niciun partid nimeni să spună, știți, vrem noi să mergem la familiile care n-au alimente. Dar așa de discutat sunt mulți care discută și mai ales cei care nu știu despre ce este vorba. Și atunci știți, noastră, că nu știi, e simplu să vorbești. Speculațiile astea la nivel politic să nu sunt prea potrivite în perioada asta și e cazul, și zic, să lăsăm deoparte. Să lăsăm deoparte acum și haideți să putem să trecem cu bine toată această perioadă. Cum o dată vă spun, depinde în mare măsură de noi și mai puțin de autorități. Sigur, autoritățile au rolul lor, dar depinde de noi, cetățenii, ce putem face multe. Adică faptul că reușim să nu circulăm atâția, să reducem numărul celor care vin în instituții, de asemenea și să sprijinim activitatea pe căruța, toate stațiile de autobuz, da? Toate și peroanele am văzut. Toate autobuzele, toate taximetrele, toate microbuzele școlare au fost date de atunci. Sigur că vor fi gradual luate și măsuri mai severe, în sensul că asistenții medicali deja au intrat în dispozitiv la Ordinul Direcției de Sănătate Publică, toți asistenții medicali de la școli. Microbuzele școlare sunt la fel puse la dispoziție pentru eventuale acțiuni pe care le vom avea și sigur că vor apare probleme și de acum. Nimeni nu poate să prevadă ce se va întâmpla. Dar dacă noi încercăm să limităm și toți participăm la aceste acțiuni, în sensul că înțelegem să limităm circulația, să anunțăm atunci când știm o persoană care e venită din Anglia, din Germania, din țările astea cu țările astea cod cu galben sau exact. Cod roșu, Doamne ferește, este bine cu să anunțe cod roșu pentru deja că numai. Complică situația pentru toți ceilalți pentru cetățeni, cei dragi, dar că și merg pentru acasă. Ei, și pentru ei, da? Și m-ați întrebat dacă încearcă cineva să se sustragă acestui control. Nu cred că este bine, pentru că vedeți, noastră, poliția imediat s-au dat multe amenzi, dosare penale, da, dosare în toată penale. Țara. Nu? Se complică situația. Da. Însă, în același timp, trebuie și noi ceilalți, vedeți, peroanele din autogară, trebuie să înțelegem și noi ceilalți că o persoană care a fost sau este în izolare nu trebuie stigmatizată, nu trebuie... Da. Trebuie să înțelegem și noi că oricăruia dintre noi se poate întâmpla o asemenea situație și atunci trebuie să fim toleranți și să sprijinim activitatea, da. Da, o acțiune complexă am văzut, ați primit vedeți o serie, de ce am, eu am primit, deci când am fost live, mă scuzați că vă întrerup, am primit întrebări precum dacă vă gândiți să aplicați acest tratament și la căile de acces, mă refer la tronsoanele rutiere, dar și pietonale din Târgohna. Din discuțiile avute cu firma care face, ne-am spus că acolo unde circulă pietoni este important, acolo unde circulă mașinile este mai greu. Dacă se va impune, vom face și acest lucru, dar trebuie să nici să cheltuim bani de dragul de a cheltui și dânșii așa au spus, vedeți, faceți aici unde vă spunem noi și ei, sigur, cunosc caracteristicile substanțelor, nu poți da oricărui cetățean da, o pompă poți. Și, da. Și dânșii ne asigură periodicitatea, o să vedem exact când mai facem o dată, deci noi avem un contract cu această firmă și cred că așa este normal. Da, într-adevăr, până la urmă, toate aceste lucruri se fac pentru a proteja cetățeanul. Trebuie sigur. Să ne înțelegem. Nu se fac că vă doriți dumneavoastră sau își dorește nu dorim, X și nici nu dorim sau Y. Să facem cheltuieli, să profităm de această situație, să facem cheltuieli inutile. De ce vă spun că pe străzi, ca să dezinfecteze acum... Pietonalul, da, probabil, veți face. Pietonalul, da. Pietonalul facem. Am făcut trotuarele pe am care văzut, circulă am văzut. În centru. Și pietonalul, sigur că... Este funcție de câtă substanță se uitați, coșurile, da, pe trotuarele, unde se ajunge, pe unde da. Cred că... Important e să... Până la urmă, prevenția ar fi singura soluție în acest caz și dacă ne simțim rău, să sunăm de urgență. Nu stăm acasă și așteptăm, nu știu în ce așteptăm. Trebuie să fim cetățeni activi, să ne implicăm. Să implicare, să stai așa și numai să dai telefon și să critici, nu cred că este o soluție. Da, dar nici să arunci fumigene de acestea nu suntem de acord, pentru că speriem oamenii și nu asta ne dorim de fapt, nu? Nu, sigur, și nici să... Dacă cineva să vină să facă o acțiune, vine la primărie, participă la una din acțiunile pe care le facem noi, sigur, nici nu putem acum să facem publice toate acțiunile pe care le facem, pentru că ele sunt totuși în folosul cetățeanului și cetățenii să stea
încrezători că noi de aceea suntem acolo pentru a face tot ce este posibil și tot ce spun specialiștii pentru binele lor. Da, aici suntem în școli. Da, se continuă acțiunea de igienizare. Vedeți aici cu alt aparat, da? Da. În școală, care în altă abordare. Abordare pătrunde peste tot. Da. Da, e un pic soarele în față, dar ca idee înțelegem despre ce este vorba. Da. Probabil că această manevră se va repeta după ce, să zicem, lucrurile se vor mai liniști și se va decide că copiii vor putea reveni la școală, nu? Înainte, probabil că veți mai face o dezinfecție de genul ăsta. N-am făcut-o acum și de câte ori credem că va fi nevoie, o facem. Da, care vedeți, ar fi pulsul, domnul primar? Aici este alt aparat, aici se pulverizează foarte fin, vedeți, și pătrunde peste tot, în toate adică locurile greu accesibile. Specialiștii știu, da, sigur. Știți că nu putem zice că știu, îi las că știu eu că am mai văzut. Veți repeta, să zicem, dacă vom reveni la noi, sau când vom reveni, noi, înainte de a reveni la normal, să revină copiii în clase, da. Să nu știm exact ce se va întâmpla. Depinde de noi foarte mult ce se va întâmpla. Și nu este nimeni care poate să spună ce se va întâmpla peste o zi, două, cinci, zece zile. Nu știm. Dar noi suntem pregătiți să abordăm problemele care apar. Pentru că trebuie să asigurăm și funcționarea primăriei. Am avut și incendiu aseară. În fine, sunt și alte probleme care trebuie să le desfășurăm în condiții normale și dorim ca viața să-și vadă de cursul ei, să poată fi cât de cât disconfortul mai mic creat cetățenilor. O să ne pregătim de o scurtă pauză, dar revenim în câteva minute și o să vorbim cam cum ne-a schimbat viața această criză și de ce nu această stare de alertă. În câteva minute revenim, fiți cu ochii pe noi!